Pacea Domnului. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu pentru această seară, să privim la un om al lui Dumnezeu, un om care mie îmi place mult și cred că și multora dintre dumneavoastră, și un om care este în opoziție cu omul despre care am vorbit ultima dată. Aduceți aminte despre cine am vorbit ultima dată? Despre Saul, împăratul Saul. Ei, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom privi la un om care a fost cu totul opus lui Saul și anume și urmașul lui la tron. Știți despre cine e mai la, nu? Da. Haideți să deschidem la 1 Samuel, capitolul 17. Vom da citire de la versetul 31 până la finalul capitolului. Deci, 1 Samuel, capitolul 17, pagina 309, de la versetul 31, dăm citire cuvântului lui Dumnezeu. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea și a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce, sunt câine? Devii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberii filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vârât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul. L-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână.
a alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Filistenii, răniți de moarte, au căzut pe drumul care duce la Shaarim, Raim, până la Gat și până la Ecron. Și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și le-au jefuit tabăra. David a luat capul filisteanului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filisteanului în corpul său. Când a văzut Saul pe David, mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oștirii: al cui fiu este tânărul acesta Abner? Abner a răspuns: pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Întreabă dar al cui este tânărul acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David, după ce omorâse pe filistean, Abner l-a luat și l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului. Saul i-a zis: al cui fiu ești, tinere? Și David a răspuns: sunt fiul robului tău Isai, Betleemitul. Amin. Amin. Iată, dragi frați și surori, avem în fața noastră un personaj deosebit. Un om care Biblia îl mai numește și un om după inima lui Dumnezeu. Și asta nu pentru că era un om sau a fost un om perfect, nu pentru că a fost un om fără slăbiciuni, nu pentru că a fost un om fără de păcate, ci Dumnezeu l-a numit așa un om după inima sa, din pricina faptului că omul acesta a fost un om smerit și un om care a știut să se pocăiască. Atunci când el a căzut, a știut să se zmerească, să se pocăiască înaintea Domnului și el a fost mic și a rămas mic în mintea lui, față de Domnul și față de ceilalți. Și asta l-a ajutat mult. Dacă vă aduceți aminte, data trecută, atunci când am vorbit despre Saul, am spus că Saul a căzut și au fost trei cauze care l-au dus la cădere. Una dintre ele a fost mândria, a doua a fost invidia și a treia a fost necredința. Vă aduceți aminte. Ei, vedem că omul acesta, David, tocmai aceste trei lucruri s-a ferit de ele, s-a păzit de ele și nu le-a lăsat să își facă cuib în viața și în inima lui. Ori pentru noi aș vrea să învățăm câteva lecții în seara aceasta de la omul acesta, pentru că vedem că omul acesta a învățat să fie credincios în lucrurile mărunte, în lucrurile mici. Vă aduceți aminte și vreau doar să ne amintim puțin. Atunci când el a fost uns de către Samuel ca și împărat, Samuel s-a dus la Isai și știa de la Duhul Domnului că trebuie să ungă pe unul dintre fiii lui Isai ca și împărat al lui Israel. Și probabil ca și noi toți, și eu probabil aș fi făcut la fel, nu știu dumneavoastră, s-a dus și Isai a aliniat pe toți băieții lui, în afară de unul. Și Samuel s-a dus și s-a uitat. Nu e ăsta. Epuizează pe toți și zice: mai e vreunul? A, zice Isai, mai e unul. Mai ăla micul, dar ăla-i cu oile, ăla n-are treabă de împărăție. Ăștia-s războinici, ăștia unui general, nu știu eu, fiecare avea câte o funcție în armată. Probabil Dumnezeu își alege un om destoinic ca să conducă țara, nu un ciobănaș. Și Samuel spune: nu nimic, așteptăm, adu-l un pic și pe ciobănaș. Și când vine David, un copil, fața frumoasă, cu păr bălar, un băiețaș simplu, ciobănaș, nu știu ce meserie mai de jos poți să ai. Samuel îi toarnă un de lemn pe cap și lunge pe David ca împărat. Acum, uitați-vă că Dumnezeu îl ia de jos de tot.
Și el, în copilăria lui, a fost într-un fel în umbra fraților mai mari. Ei erau importanți, ei erau mari, ei erau, aveau un nume. El era copilașul de la stână. Și a crescut în felul acesta. Acum, pentru lumea asta modernă în care trăim noi și tare înțeleaptă, între ghilimele spus, am spune, și lumea asta, dacă te duce la unii experți, ar spune, da, mă, săracul David a fost, tot timpul a trăit așa, cu niște sentimente de inferioritate, el nu a avut o stimă de sine prea bine dezvoltată. Pentru că lumea în care trăim noi, trebuie, Domne, să aibă stimă de sine copilul de când nimic. Și nu mai știe să fie supus la nimeni. El are râca lui și hrănită de când nimic. Ei, David nu a avut asta. A fost învățat să trăiască mai smerit, așa, mai în umbra fraților lui. Dar asta i-a prins bine. Ajunge el să fie împărat, uns ca împărat, fără să facă nimic. N-o dat din poate, n-o candidat la alegeri, nu și-a făcut campanie electorală. Cum astăzi, unii pocăiți vor să ajungă mari, făcându-și campanie electorală. Și apoi spun, Domnul m-a binecuvântat, frate, și Domnul m-a pus în locul în care sunt. Dacă te punea Domnul, te căuta probabil pe la voi și te lua să te pună și pe tine. În locul și pe Domnul. Dar vedeți, un pic lucrurile s-au cam schimbat în lumea asta. Omul acesta a rămas merit. A fost merit, Dumnezeu l-a ales și a rămas merit mai departe. Și vedem că ajunge în situația aceasta în care poporul lui Dumnezeu era într-un impas mare de tot. Uitați-vă că reiese din ceea ce am citit că poporul tremura. Inima poporului era muiată de frică pentru că au văzut un dita mai uriașul, avea 3 metri și ceva. Nu, mai adevărat că față de noi ceilalți pitici, ponei, cum suntem 1 metru și ceva până în 2, ăla era mare, mai mare și ca o vină. Dar problema e că dacă îl compari pe uriaș cu un munte, pune el, nu? Ce e un pic de uriaș? Acum mi-a plăcut mult, odată un frate la misiune mi-a spus o întâmplare, mi-a plăcut tare mult. Zice, mă, toți ăștia din tabăra lui Israel, când îl vedeau pe Goliat, se gândeau, mamă, ce mare e ăsta. Și se speriau de el. Și David, când l-a văzut, a zis, mamă, ce mare e ăsta, imposibil să-l ratez. Dacă e așa mare, e ușor de numerit, domne. Acum, vedeți, învățăm o lecție de aici. Depinde la ce privești și depinde de ce ești interesat. Unii se uitau la el că e mare și le tremura inima în ei. Unii se uitau la el și zicea, ai, mare, nu e nimic, ăsta e ușor de nimerit. Dacă e mic, e greu de nimerit cu praște. Dacă e mare, simplu, îi dai una și l-ai nimerit. Ei, omul acesta, copilul acesta, uitați-vă că a crescut în smerenie, în umilință. Acum e adevărat că el când s-a dus acolo și a început să pună întrebări la ăia de prin armată. Frații lui l-au auzit. Și frații lui, a, ce faci tu, mă, une, ai lăsat oile alea puține ale tatălui tău și ai venit repede aici să vezi lupta. Bă, șmechere. L-au cam disprețuit. Dar spune că el a rămas merit și a întrebat mai departe ce a spus împăratul că va face omului care îl va învinge pe omul acesta. Vedeți dumneavoastră, David a fost omul care a învățat să rămână mic. Nu a fost interesat să ajungă mare. Da, Dumnezeu l-a făcut mare. Dar tocmai ca Dumnezeu să-și împlinească ceea ce spune el. El va ridica pe cei smeriți și el îi va coborâ pe cei mândri. Și Saul și cu David ne dovedesc lucrul acesta. Saul a fost mândru și Dumnezeu l-a smerit. David a fost smerit și Dumnezeu l-a înălțat. Și David se duce și spune lui Saul că el vrea să lupte împotriva lui. Împotriva uriașului. Ceea ce îmi place foarte mult și bine de luat în serios și meditat la lucrul acesta,
este că, uitați-vă, el nu se gândește la lupta aceasta ca la ceva personal. Mă duc eu să mă lupt cu Goliat. Las că-ți arăt eu, Saule, ce poate face un pușc ca mine, care toată viața o tras cu preaște. Nu mere felul acesta. Și el vede în Goliat un vrăjmaș al cui? Nu al lui însuși, ci al lui Dumnezeu, în primul rând, și al poporului lui Dumnezeu. Vedeți? Asta trebuie să înțelegem și noi și să vedem atunci când unii oameni sunt vrăjmașii Evangheliei și se poartă ca vrăjmașii Evangheliei. Nu să ne facem dușmani personal. Bă, am eu cu el. Dacă omul ăla e împotriva lui Dumnezeu, tu trebuie să vezi în felul acesta lucrurile. David spune, eu mă voi duce să mă lupt cu acest uriaș, pentru că Domnul va da în mâinile noastre. De ce? Păi pe de o parte, uitați-vă că el îi acordă lui Dumnezeu tot creditul și toată slava. Și asta i-a acordat și când i-a povestit lui Saul, știi, când eu eram în puști și meream cu oile tatălui meu, odată a venit ursul, odată a venit leul și Dumnezeu m-a scos din lapa ursului și din gheara leului. El în toate l-a văzut și l-a onorat pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a scos de el. Nu a zis că el înțeleptul, deșteptul, începutul. Ci Dumnezeu a fost, spune versetul 37, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Pe ce se baza? Omul acesta se baza pe Domnul. Acum, știți de ce oamenii uneori sunt mândri? Adică nu, uneori deset. Din pricina faptului că nu le-a în calcul pe Dumnezeu. Din pricina faptului că se bazează pe ei înșiși. Vă aduceți aminte ce îi spune Domnul Saul când era mic în ochii tăi? Dar el a devenit cum? Mare în ochii lui. El se vedea mare și tare. David nu. Se vedea un om mărunt. Și spunea, eu nu pot să fac nimic, dar Domnul, care m-a scos atunci, mă va scoate și acum. Ei, cam asta face copilul lui Dumnezeu care vrea să rămână în suverenie. Se vizuie pe Dumnezeu în toate împrejurările vieții lui. Și știe că acel Dumnezeu care l-a izbăvit în trecut, îl va izbăvi și azi și îl va izbăvi și în viitor. Corect? Ei, David se duce și se înfățișează înaintea acestui uriaș și am văzut cum modul cum Saul încearcă omenește să rezolve problema. Îi spune lui David, auzi, vin, o să-ți dau acum, dacă tot te duci tu să lupți, tu ești un copil, ăla îi un dita mai luptătorul, uite, dacă tot vrei să te duci să lupți, du-te să lupți, dar îți dau armura mea. Îți dau tot ce am eu și o să te duci cu hainele mele ca să lupți împotriva acestui uriaș. Nu te poți duce așa oricum. Acum știți ce învățăm de aici? Că de multe ori Satana exact la fel ne ispitește și pe noi ca să mergem în lupta lui Dumnezeu cu armele noastre, cu armele firești. Și ajutați de oameni, vizuindu-ne pe anumiți oameni. Las că mă ajută ăla, las că mă scoate ăla din acas, las că să vezi cum ies la capăt, bizuindu-mă pe cineva sau pe ceva. Dar uitați-vă că David, după ce ia hainele pe el, zice, pare rău, nu-i pentru mine. Eu mă voi duce să mă lupt cu uriașul așa cum sunt eu. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu ne cere să mergem și să luptăm împotriva lui Satana, împotriva uneltirilor și împotriva stăpânitorului acestei lumi, nu ne cere să mergem cu ceea ce n-avem. Mulți spun, dacă mi-ar da Domnul mie darul de evanghelizare, păi să vedeți dumneavoastră că în fiecare dimineață aș fi în cetru, aș face evanghelizare și oamenii s-ar pocăi și s-ar întoarce la Domnul tot tălmaciul. Da. Dar Domnul nu spune asta.
Bun, tu n-ai darul de evanghelism, ai altă. Au toți darul, descoperiți. Îl ai? Ai și două mâini, ai și două picioare, ai și gură, ai și cap. Ai și posibilități de toate felurile. Nu zic, du-te în centru fiecare dimineață sau du-te dacă te simți îndemnat de Domnul, nu-i rău. Dar fă ce poți să faci cu ceea ce ai deja. Nu te mai chinui să primești altceva de altundeva. Ci ceea ce Dumnezeu a pus în tine, tu pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și slujește Domnului cu ceea ce ți-a dat. Cu abilitățile pe care ai, cu darurile pe care le ai, cu calitățile pe care le ai, cu bunurile pe care le ai, cu tot ceea ce ai la dispoziție. Pune-te în slujba lui Dumnezeu și Dumnezeu te va folosi. David a lăsat toate lucrurile acestea și spune, s-a dus așa cum obișnuia el. Și a pus traista după gât, o băga pietricele în ea, o lua praștea și... Și vede Dita Maiuriașul un cochilaș venind așa, bă, dar ce e o scâne, mă, vii la mine cu praștea, mă, după câine ai tu cu praștea, nu după mine, mă. Vedeți? Vedem pe de-o parte aroganța acestui uriaș, dar vedem pe de-altă parte simplitatea și modestia acestui copil, care să bizuia pe Domnul. Când te bizui pe Domnul, nu trebuie să ai multe lucruri. Când te bizui pe Domnul, nu trebuie să fii un om cu școală mare, să ai tu nu știu câte doctorate, ca să poți tu să mergi și să vestești Evanghelia. Nu! Ca să poți să slujești Domnului, trebuie să fii mare, Domne. Nu! Uitați-vă că de cele mai multe ori în Scriptură, Dumnezeu s-a folosit de oameni mici, simpli, de jos, neînsemnați. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 12, 10, dar în capitolul 10, spune că de fapt Dumnezeu asta a ales. Oameni simpli, modești, lucruri mici, ca să le facă de rușine pe ele mari. Pentru că El vrea să se folosească de lucrurile neînsemnate. Lucrurile care nu sunt, să le facă de rușine pe cele ce sunt. Ei, David a fost felul acesta de om. S-a dus smerit, bizuindu-se pe Dumnezeu, pe experiențele avute cu Dumnezeu anterior, și merge înainte prin credință. Ce l-a făcut pe Saul să cadă? Necredință. Ce l-a făcut pe David să meargă înainte? Credință. Vedeți dumneavoastră? Acum mai învățăm un lucru de aici. Poporul Israel spune cuvântul că se temea. Le-a înghețat inima în ei. Erau acolo luptători, frații lui David în primul rând, și apoi și ceilalți, generali de armată și fel și fel de luptători, puternici, destoinici, care au dus războaiele Domnului de nenumărate ori. Și acum uitați-vă cum se tem de un uriaș. Știți ce face Satana? Satana, într-un fel, reprezintă, sau da, Golia, iertați. Goliat reprezintă într-un fel pe Satan. Care este uriașul care tot timpul vine cu teamă și inspiră teamă. Și urlă tare. Asta e calitatea lui. Cam asta a fost și calitatea lui Goliat. Era mare și cu gura mare. Ce, bă, vii aici să te lupți cu mine ca acum câine, mă, dar ce? Avea gura mare. Era... Ei, pe ăia lanțiu cam impresionat gura lui mare. O funcționat și o băga teamă în ei. Știți că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Satana răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită? Acum eu vă întreb, dacă te-ai duce în jungla africană și mai se practică lucrul ăsta, am văzut și eu, n-am fost. Am văzut și eu pe internet că mai sunt oameni care se duc cu mașini pregătite pentru asta și umblă prin junglă ca oamenii, turiștii, să vadă animalele. Și vezi un leu undeva și începe ăla să ragă și rage urât leu. Poate ți-a auzit, eu am auzit la grădina zoologică și te cam ia așa un pic fiorii. Dar știind că el e dincolo de gar, tu ești dincoace de gar, îți face vreun rău răgetului? Niciun rău, ce să-ți facă răgetului? Așa un pic te intimidează, că încolo rage, nu mănâncă. Ei, cam asta face Satana, asta a făcut și uriașul. Au urlat. Și ăștia s-au speriat. Dar David, ce să se sperie? De rage cu unui om?
Nu uriaș? Ei, tot la fel și noi, frați și surori, nu trebuie să ne temem de răgnetele celui rău. El răgnește ca un leu care caută să înghită. Dar asta nu te poate doborâ. Te poate doborâ necredința ta. Dacă tu, în loc să te încrezi în Dumnezeu cel atotputernic, în Tatăl tău care ți-a purtat de grijă până astăzi și ai avut experiențe nenumărate cu El, te sperii de răgnetul leului, nu pierzi. Din cauza ta. Că tu asculți ceea ce nu trebuie. Poporul asculta răgnetul și urletele uriașului. David își aducea aminte de binecuvântările și biruințele date de Dumnezeu. Asta e credința. Noi trebuie să ne aducem aminte de binecuvântările pe care le-am avut deja. Ce ziceți? Ați avut binecuvântări? O, și bine. Când m-am uit în urmă, atâtea binecuvântări mi-aduc aminte. Dacă ar fi să număr rapid, așa, nu știu, chiar enumera o grămadă. Dacă mă uit numai azi, aș putea să-i număr deja câteva binecuvântări. Păi, și câteva momente în care am văzut mâna lui Dumnezeu și protecția lui. Dacă vrei să o vezi. Păi și atunci, de ce oare trebuie să ne temem de răgnetele celui rău? Avem de ales, frații și surori. David a ales să nu se teamă de răgnetele uriașului, ci a ales să se încreadă în Domnul și în promisiunile sale. Poporul a ales să se teamă și le-a înghețat inima. Teama, cântăm noi o cântare, vă aduceți aminte. E o cursă venită de la cel rău care dorește moartea pentru sufletul tău. Teama e o cursă. Teama vine de la Satan și e o cursă. Dumnezeu nu vrea să ne temem, frați și surori. Vrea să fim neînfricați. Nu înseamnă acum că suntem niște nebuni de aia de mer. Astăzi lucram cu băieții pe la misiune și Vasile și cu fratele meu Vasile trebuia să lucre pe schelă pe acolo. Și noi mai făceam așa glume cu Vasile că lui era cam teamă pe schelă. Dar asta nu-i o teamă rea. Asta nu-i o teamă rea. Când ți-i un pic teamă de înălțime, ți-i teamă de viteză prea mare, ți-i teamă să riști anumite lucruri, nu prea pierzi, de obicei câștigi. Că dacă ți-i teamă să mergi prea tare, nu ai șansa să faci un accident la viteză mare, nu? Nu, mie mi-e frică, eu merg mai încet. Foarte bine, și de ai un accident la viteză mică e altceva decât la viteză mare, corect? Ți-i teamă de înălțime mare, nu te sui la înălțime mare. Bă, cazi și tu, cazi de la 2 metri una, să cazi de la 10 e alta, nu? Ei, când ți-i teamă de lucrurile astea, nu-i grav. Problema e când ți-i teamă de Satana. Când ți-i teamă de problemele și vuietele care vin în lumea asta, în loc să te crezi în Domnul, atunci e problemă. Nu-s probleme temerile astea mărunte din viața de zi cu zi. Îți spune cineva, sar mă pe geam, că ce știu, și ți-e frică și nu sar. Nu e problemă, e pe scări, mai durează un minut, ai ajuns tot acolo, nu e niciun bani. Problema e că atunci când trebuie să faci un pas prin credință, atunci trebuie să nu mai ție teamă. Atunci nu trebuie să te lași copleșit de teamă, ci tu trebuie să faci pasul prin credință. Așa cum un copilaș, uitați-vă, dacă băieții mei se suiau, știu eu, pe dulap sau undeva și ziceam, hai sar, să-l ia, nu avea nicio treabă. Cine nu eram eu în stare să-l prinde, tot să-l ia, ar fi dat grămadă. Pentru că aveam credere. Păi da, dar Dumnezeu oare nu ne prinde? Oare Dumnezeu nu în control, nu ne poate ține? Ba da, David se bizuia pe Dumnezeu. Asta l-a făcut pe el să meargă înainte. Și uitați-vă în versetul 45, îi spune filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză, iar eu vin împotriva ta, în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Și uitați-vă că David se bizuia și îl proclama pe Dumnezeu. Știți ce dovedea prin asta? Venea smerit. Venea mic. Se vedea mic, dar vedea mare pe Domnul. Ei, omul lui Dumnezeu care se teme de Domnul și se încrede în Domnul, așa se vede. Se vede mic pe el, dar vede mare pe Domnul.
Ceea nu înseamnă că dacă te vezi mic pe tine, îți îngheață sângele în vene, ți-e frică și nu mai faci nimic. Nu! Și uitați-vă că el se vedea mic, dar totuși avea curaj să facă isprăv mari. De ce? Că se încredea într-un Dumnezeu mare. Și îi spune filisteanului, eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirii mele. Păi oare nu Domnul acesta al oștirii mele și Domnul nostru? Nu același Dumnezeu avem și noi, frate și surori? Deci atunci pe cine ne vizuim? Vedeți? David a știut să fie mic. A știut să rămână mic. Și a știut să se încreadă cu Dumnezeu mare. Și asta a făcut pe David mare. Când David a început să, în primul rând, a biruit pe filistean, mai târziu spune cuvântul, l-a citit data trecută, dacă vă aduceți aminte, David, Saul a biruit miile lui, iar David zecile lui de mii. Iată-l pe David, de la a ucide un urs și un leu, a crescut la a ucide un filistean, un uriaș, apoi a crescut mai mult la zecile de mii și a ajuns un luptător destoinic în armata lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Uitați-vă că Dumnezeu l-a tot înălțat. Și el a rămas mic. Eu nu știu, mă gândesc eu așa, gândiți-vă și dumneavoastră. Cum v-ați simțit dumneavoastră? Să știți că n-ați cerut de la Domnul, n-ați cerut de la nimeni și n-ați făcut campanie electorală, dar într-o zi prorocul lui Dumnezeu a venit și v-a uns ca împărat. Tu n-ai făcut nimic. N-ai dat din coate să ajungi împărat. Dumnezeu te-a ales pe tine, o veni și te-a uns împărat. Și tu slujești mai departe Domnului și slujești părinților tăi, văzându-ți mai departe de oi, apoi te duci la luptă, te lupți cu filisteanul, te lupți cu alți filisteni. Și îl vezi pe omul ăla pe tron și știi că e lepădat de Domnul. Și te cheamă ăla la el și zice, ia uzi, hai cântă-mi ceva, că m-a luat gărgăuni, să nu uitați ceva, știți? Nu luase ceva pe el, știți? Că venea un duc rău peste el, spune cuvântul. Și îl tulbura tare, îl chinuia tare pe Saul. Și vine David și începe și îi cântă la arfă. Așa de frumos, încât Saul se liniștea, duhurile rele plecau. Și totuși în timpul ăsta, Saul scoate soluța. De două ori, spune cuvântul, ca dată pe el, să-l țintuiască. Atunci când el își făcea slujba de cântăreț al împăratului. El fiind împăratul de drept. Uns de Domnul, nu căuta el să fie împărat. El făcea mai departe slujba. Ce o semnat asta, frate și sumă? Milință, smerenie, modestie. Omul ăsta a știut să rămână la locul lui. Și o înțeles că Dumnezeu la vremea lui îl va înălța. Și așa a fost. Mai trece ceva timp, ajunge ginerile împăratului, împăratul face tot felul de șmecherii, îl trimite în fruntea oastei că lasă, că îl lichidează alții și îl omor cu mâna filistenilor. Dar Dumnezeu îi dă izbândă, biruiește, vine biruitor înapoi, oamenii strigă că Saul a biruit miile ăsta, zecile lui de mii, îl apucă pe ăsta mai tare gărgăunii. Dar uitați-vă că David rămâne un om smerit. Merge mai departe și fugea de Saul, vă aduceți aminte, și se ascunde și el într-o peșteră. Și când se trezește că de la gura peșterii a scos poate vreodată într-o peșteră. Când te duci într-o peșteră și te uiți, nu prea vezi în ea, că e beznă. Și tu vii de la lumină și nu vezi mare lucru. Dar când ajungi în fundul peșterii și te întorci spre lumină, tu vezi ce se întâmplă de acolo, dar înăuntru nu se vede nimic. Cam așa s-a întâmplat la el. O intrat în fundul peșterii să se ascundă de Saul. Și îl vede pe Saul că intră în peșteră. Ăsta mă omoară. Saul a intrat un pic în peșteră, s-a culcat bine mersit. Și David de acolo. Se duce și omul care îi ducea lui armele îi zice, vezi, în sfârșit Domnul ți l-a dat în mână.
Deci vedeți cum vine satana cu ispita. Domnul ți l-a dat în mână. Ce, bă, dar ce, asta e o coincidență? Asta e clar lucrarea lui Dumnezeu, mă. Ca să nu te mai urmărească ticălosul pe tine și să fugi tu de moarte, uite, ți l-a adus Domnul aici. Pune capăt. Ai omorât pe filistean, ai omorât atât, să mai contează unul. Și așa e lepădat. Vedeți? Cum vine satana? Ce zice David? Nu mă ating de unsul Domnului. Și eu zic, mă, că e lepădat. Acum câteva zile, o săptămână, când a fost plecat, doi frați mă ia la o discuție și exact replica asta. Zic eu, fraților, eu nu mă ating de unsul Domnului. Ce unsul Domnului, frate? Ăia a scăzut, ăia nu sunt unsul Domnului. Zic, ia asta să vă aduc aminte. Sau în cum era. Lepădat, clar de Domnul, nu povești. Oare era lepădat sau nu era lepădat Saul? Era lepădat clar, nu? Dumnezeu i-a zis la Samuel, nu te mai uita la el, nu te mai... Lasă-l că l-a lepădat, gata, era pierdut. Între timp și unsese pe David ca împărat. Și totuși David, pentru că era un om smerit, un om modest, spune, nu mă atinge o frumă. Oare ce e greu la Domnul să-l lucească? Și dacă vrea Domnul să-l omoare, nu moare. Ce trebuie să-l omor eu? Să moară, dar nu de mâna mea. Asta e. Vedeți cum gândește omul care se teme de Domnul. Frați și surori, privind la David, așa îmi place omul acesta. Și nu degeaba Dumnezeu îl numește om după inima mea. De ce îl numește așa? Pentru că Domnul ăsta a dovedit milă, a dovedit îndurare, a dovedit simplitate, modestie, când poate noi n-am fi dovedit lucrul acesta. Noi poate n-am fi fost ca el. N-am fi avut puterea asta. Și poate ne răzbunam. Poate ziceam că Domnul ni l-a scos în cale. Trebuie să facem ce credem. Dar David a rămas modest. A rămas să facă Domnul ceva. Vedeți dumneavoastră, când în joc a fost poporul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu, când a fost lupta cu Golia, David a avut curajul să-l nimicească și să lupte. Când în joc a fost numele lui și viața lui și slava lui, nu și-a apărat asta. Vedeți diferența? Că poate n-ați văzut diferența și de multe ori ne gândim la ce vă, adică pe ăla omoară, pe ăsta, dar oricum e lepădat. Vedeți care e diferența? Omul lui Dumnezeu, când e vorba să apere numele lui Dumnezeu, când e vorba să apere biserica lui Dumnezeu, e gata să lupte până pânzele albe. Dar când e vorba să se apere pe el și numele lui și viața lui, nu se apere. Da, face ce vrea. Asta e mare diferență. Între un om care e smerit și e după inima lui Dumnezeu, cum a fost David, și un om care a fost mândru, a fost necredincios, a fost invidios ca Saul. Apoi, David a tot crescut, Dumnezeu l-a tot înălțat și cele din urmă a ajuns împărat. Uitați-vă că acel caracter pe care l-a dovedit David în copilăria lui, în tinerețea lui, în maturizarea lui, la vârsta mijlocie, să zicem, l-a dovedit și mai târziu. În ciuda căderii pe care știm cu toții că a avut-o cu Batșeva. De ce spun asta? Pentru că David ajunge rege, ajunge împăratul lui Israel. E clar, pe față, cu acte regulă, am spus. Foarte interesant că vine rândul ca fiul lui să-l urmărească pe vreptul omul și să caute să-l omoare. Zici că se repetă toată scena pe care a trăit-o cu Saul, acum o retrăia, fiind el împărat și fiul s-o căutând să ia tronul. Știți ce a făcut, nu? Aceeași rețetă. Aceeași atitudine. Când Dumnezeu a intervenit și Absalom a murit de mâna lui Dumnezeu, știți ce a făcut David?
O sărit de bucurie. În sfârșit, a făcut Dumnezeu dreptate. A plâns cu amar pe fiul său. Pentru că l-a iubit. Așa cum a fost el, un ticălos, un nenorocit, că dacă stai să te gândești, nu poți să zici că e un copil care să-ți facă cinste și de care să te bucuri. Îți aduce numai amărăciune. Să ajungi să fugi de fit, o să nu te omoare. Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Să n-ai tu curaj cu copiii tăi. Mai le-am zis copiilor mei și sunt foarte liniștit. Dar bă, tati, dacă ajung să nu am încredere în voi, ca să-mi las portofelul oriunde, să-mi las lucrurile oriunde, deja e grav. Pentru mine începe să fie foarte grav. Nu se poate ca eu să îmi fie frică unde las portofelul. Sau unde las banii, sau unde las un lucru, sau unde las cheia de la mașină. Nu există așa ceva. Dar David, dacă am existat să l-am. Și nu căuta să-i fure banii, nu căuta să ia mașina, nu căuta să-i ia doar tronul, ci căuta să-i ia viața. Viața lui. Și totuși, omul ăsta, pe fiul său amul, a plâns cu amar și l-a jenit ca pe fiul lui. Știți ce arată asta? Omul ăsta știa ce înseamnă dragoste. Să nu credeți că degeaba Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a dăruit atâția psalmi pe care i-a lăsat scriși în Sfânta Scriptură. David a scris cei mai mulți psalmi pe care noi i-avem în Sfânta Scriptură și ne bucurăm de ei. Călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că era un om care știa ce înseamnă dragostea adevărată. Era un om care era un om după inima lui Dumnezeu, un om smerit, un om umil, un om modest, un om care îl iubea pe Dumnezeu și se temea de Dumnezeu. Și nu numai că îl iubea și se temea, ci îl cinstea pe Dumnezeu de câte ori avea ocazia. Da, într-adevăr, nu vreau să nu vedem tot adevărul. David a fost un om supus acelora slăbiciun ca și noi toți. David a căzut urât de noi. Atunci când a păcătuit cu Bașeva, atunci când a uneltit și a aranjat lucrurile ca urie să fie omorât soțul Bașevei, soțul Bașevei să fie ucis, nu l-a urât. Dar el a instrumentat toate lucrurile și a făcut toate aranjamentele. Era vinovat clar. Uitați-vă la atitudinea lui. Dita mai împăratul și începe să-și mărturisească păcatul. Și scrie psalm de mărturisire în care își recunoaște vina. Eu de multe ori vă spun sincer, când citesc psalmii ăștia, mă ia așa niște fiori și mă pun în pielea lui și mă gândesc, bă, să-i auzi la templu sau eu să vin la adunare și frații să vină în față să zică fratele Ovidiu, cântăm cântarea 72, zic și eu. Da? Și când deschidem la cântarea 72, să fie acolo o mărturisire al fratele Buțu. Și de fapt fratele Buțu a compus cântarea aia când s-a pocăit de un păcat. Și începe să cântăm. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate înaintea ta. Veream așa, și așa, și așa, și așa. Și începem să cântăm. Nu, imaginați-vă cum aș simți eu sau cum v-ați simțit dumneavoastră. Aici în mijlocul adunării, poate eu conduc programul. Și aici în față. Și cântăm cântare. Și dumneavoastră vă dați viotul unul la altul. Asta e cântarea pe care a compus-o fratele lui. Eu nu mă gândim ce se poate. Și eu sunt doar fratele Buțu, nu știu. Gândiți-vă că el era împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel. Și s-a smerit așa de tare. Încât tot poporul a știut și a înțeles că împăratul a păcătuit, că împăratul e un om slab, dar că împăratul e un om pocăit care se teme în continuare de Domnul. Care își mărturisește păcatul, își plânge păcatul, îi pare rău de păcatul lui și care vrea să îl urmeze pe Domnul din toată inima lui. Asta a învățat poporul, frate și surori. Asta trebuie să învățăm noi când citim psalmii lui David. Să înțelegem că, indiferent cine am fi noi, nu suntem decât un abur care se ridică puțin de el și apropiere,
Și când înțelegem asta și trăim înțelegând asta, nu trebuie să ne vedem cu nimic mai, cu nimic mai mare decât alții. Căci David era împărat și a știut să trăiască smerit și să se umilească și să se smerească. Omul acesta, pentru mine, rămâne un om extraordinar. Pentru că, într-adevăr, a fost un om după inima lui Dumnezeu. Știți ce a făcut Dumnezeu? Spune, promite Dumnezeu, acela care mă va cinsti și mă va onora, și eu voi cinsti și voi onora. Ce a făcut? Dumnezeu a început să-i descopere planul lui. Și a început să-i spună, uite, David, ție ți-a venit un gând bun ca să-mi construiești mie o casă. E bun gândul ăsta. Problema e că tu ai fost un războinic și nu vreau ca tu să-mi construiești mie casă. O să vină fiul tău după tine și el o să-mi construiască o casă bună. Dar tu poți să-i pregătești toate proviziile. Știți ce a făcut David? A pregătit toate cele necesare ca Solomon să poată construi templul. Și el a pregătit toate materialele. A făcut lucrarea cât Dumnezeu i-a permis. Și asta arată că inima lui David ardea și ardea ca să facă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a permis lui să facă templul, dar i-a permis să pregătească materialele. Aia a făcut. A pregătit materialele. Și apoi Dumnezeu îi spune un lucru extraordinar. David, tu ai vrut și ți-a venit un gând bun să-mi faci o casă. Ei, să știi că o să-ți fac eu ție o casă. Și când Dumnezeu îi spune că îi faci o casă, nu se referea la o clădire. Ci Dumnezeu se referea la o dinastie. Că Dumnezeu o să-i facă lui David o dinastie, o casă, care va dăinui în veci. Vă dați seama ce promisiune îi face Dumnezeu omului acestuia? Și apoi să știți că dacă ne uităm în Scriptură și când citim Noul Testament, vedem cum începe Evangheliile, mai ales Matei și celelalte care aduc cronologia. Vedeți cum se duce cronologia de la Domnul Iisus până unde? Nu avea. Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu a împlinit ceea ce a promis. L-a trimis pe unsul, pe Mesia, din linia genealogică a lui David. De ce? Pentru că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Pentru că David a știut să fie smerit. Și când a venit unsul, cel smerit cu adevărat, a venit din linia acelui smerit. Apoi, uitați-vă că David a ajuns să fie o pricină de binecuvântare pentru noi. Frați și surori, învățăm atâtea lucruri de aici. Dumnezeu vrea ca și eu și dumneavoastră să fim o binecuvântare. Știți? Trebuie să învățăm să acceptăm binecuvântarea lui Dumnezeu ca noi să putem fi o binecuvântare. De multe ori greșim când zicem, nu, mie nu trebuie binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu. David a primit binecuvântările lui Dumnezeu. Știți ce a făcut cu ele? Uite, a spus, zic, trăiesc bine. A fost o binecuvântare la rândul lui pentru alții. Și iată-l, mai târziu, Dumnezeu l-a binecuvântat atât de mult. Când el nu mai era, urmașii lui au fost mai departe binecuvântați. Ei, acum noi trăim în Noul Testament. Binecuvântările pe care noi le așteptăm nu mai sunt binecuvântările materiale. Nu mai așteptăm ca Dumnezeu să facă o dinastie din familia noastră, că nu mai contează atât de mult familia noastră pământească. Ci din contră vine Domnul Iisus și ne spune, dacă nu lasă mamă, tată, soră, frate, nevastă, tot ce are, și să mă iubească pe mine și să mă urmeze pe mine, nu este vrednic de mine. Dar vine Domnul Iisus și spune mai departe, căci oricine va lăsa casă, mamă, soră, frate, nevastă, va primi și în viacul acesta frați, surori, și ia uitați-vă,
Nu te-ai pocăit, poate ar trebui să renunți. La mama, la tata, la soră, la frate, la copii, la și eu, la cine? Nu știu. Fiecare știm la ce ar trebui să renunțăm. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și ne-a dat binecuvântare și belșug de binecuvântare. Și dacă ai renunțat la o mamă și la niște frați, Dumnezeu ți-a dăruit mult mai multe mame și mult mai mulți frați aici. Vedeți? Dumnezeu toarnă binecuvântare. Dar ceea ce trebuie eu și dumneavoastră să învățăm este că noi trebuie să rămânem smeriți și umili, indiferent prin ce ne aplice Domnul. Dacă Domnul vrea să fii cioban la oi, nu-i nimic. Fii un cioban umil, smerit, la locul tău. Și fă ciobănia, fă-o ca pentru Domnul. Așa ne învață Scriptura în Noul Testament. Tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru Domnul. Cioban nu e nicio problemă. Cioban ești, cioban fi. Dar fi un cioban bun. Unul care face totul ca pentru Domnul. Așa cum a făcut David. A fost gata să se lupte cu ursul și cu leu ca să apere oile tatălui său. Ce a dovedit? Credincioșie față de tatăl său. I-a încredințat niște oițe și el a fost gata să-și dea viața pentru ele. Asta înseamnă credincioșie. Și dacă a fost credincios în locurile mici și mărunte, la niște oi, Dumnezeu l-a ridicat și l-a înălțat și l-a pus mai sus peste niște oameni. Și pentru că a fost credincios, Dumnezeu l-a tot înălțat. Și Dumnezeu l-a tot folosit. Și pentru că a rămas credincios și smerit și când a fost împărat, Dumnezeu i-a dat harul acesta să scrie atâția psalmi care să îi avem noi pe paginile Sfintei Scripturi. Ce lucru extraordinar. Nu făcea Dumnezeu asta oricum și cu oricine. Ci l-a ales pe el să facă asta. Atâția psalmi. Pentru că David a știut să rămâne și scrie până la capăt. Frați și surori, haideți ca să învățăm de la oameni în Scriptură. Biblia ne spune în Evrei, capitolul 11. Uitați-vă la înaintașii voștri și la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-ne credința. Ce reiese de aici? Ca înaintașii ăia pe care trebuie să-i urmăm, să fie avut credință. Ne uităm și ne-am uitat data trecută la un înaintaș numit Saul. Ne-am uitat și la el, nu? Ne-am uitat și la sfârșitul felului de viețuire, corect? Dar am putut să-i urmăm credința? Pentru că el a fost necredincios. El a avut necredință. Ce să-i urmezi? Și acum, astăzi, prin harul lui Dumnezeu, ne-am uitat la David. Un om credincios, smerit, umil, care s-a supus lui Dumnezeu și care l-a onorat pe Dumnezeu. Și ne uităm cum sfârșește și încheie alergarea, într-un mod extraordinar, primind din partea lui Dumnezeu promisiuni extraordinare. Avem ce urma? Avem ce urma. Urmați-vă credința. Haideți, frați și surori, ca și noi să fim astfel de oameni. Cât Domnul îngăduie să trăim pe pământul acesta, în urma noastră să poată rămâne ceva ca cei care vor urma după noi. Dacă nu vine Domnul și ne ia la răpire. Și dacă ne ia la răpire până la urmă. Să rămână o mărturie. Să zică, bă, m-a dispărut. La ciudata de dispariție când au venit extraterestri, că nu o să zică că răpirea. Stați liniștiți că nu o să zică așa anticristul. O să zică că extraterestri i-au luat pe ciudați. Dar oamenii din Tălmaciu să-și aducă aminte, bă, ciudatul ăla de care vorbesc ăștia, nu e chiar așa ciudat, nu? Doamne, era un om credincios, temător de Dumnezeu, care îl iubea pe Dumnezeu, care trăia pentru Dumnezeu, care să-și aducă așa ceva aminte, nu? Ce ziceți? Și dacă nu va veni Domnul Iisus și ne va lua acasă între timp, ci vom pleca la cele veșnice, urmașii noștri să poată să ne urmeze credința. Dar ca să-ți poată fi așa, trebuie ca eu și dumneavoastră să trăim cu credință, nu cu necredință. Să trăim smeriți, nu numai.
Să trăim iubind pe ceilalți, nu invidioși pe ceilalți. Să ne bucurăm de bucuria altuia. Să ne bucurăm de creșterea altuia. Slavă Domnului, să crească cât de mult mai mari. Nici o problemă înainte. Și atunci Dumnezeu ne va binecuvânta. Ne va folosi și își va arăta slava Lui. Pentru că asta contează. Nu slava noastră, ci slava Lui. În urma lui David, un om după inima lui Dumnezeu, a rămas slava lui Dumnezeu și s-a văzut slava lui Dumnezeu. Asta trebuie să se vadă și în viețile noastre. Și Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți în lucrul acesta. Amin. Amin. Amin.